Florin Câțu este propunerea PNL pentru funcția de premier. Acum se poartă în negocieri. Chiar în această dimineață s-au întâlnit principalele partide din alianță cu Claus Iohannis. La 48 de ani, Florin Câțu este, știm, la a doua tentativă de a ajunge premier. În februarie, Claus Iohannis l-a mai desemnat odată, dar nu a mai ajuns în fața Parlamentului atunci pentru un vot de investire. Florin Câțu este senator de București, reales pe listele PNL, are studii în America, a terminat Grinnell College în 1996, are un masterat în economie în cadrul Iowa State University și a fost în trecut economist în cadrul Băncii Naționale a Noi Zeilande și în cadrul Băncii Europene de Investiții. A mai lucrat ca economist șef la ING, a fost și șef al Departamentului Piețe Financiare, pentru ca ulterior să fie consultant și analist economic. Florin a fost trezorierul ING Bank în timpul atacului speculativ asupra leului din toamna anului 2008. În acel moment, mai multe bănci românești au crescut dobânzile alături de ING, participând și Bank Post și Unicredit. Florin a fost concediat de ING în 2011, scrie libertatea.ro, decizie pe care el a considerat-o abuzivă și spunea la momentul respectiv că nu crede că are legătură cu uh, episodul celebru din 2008. Uh, nu cred că avem memoria așa de bună, nu știu dacă am fost atât de atenți la ce s-a întâmplat în 2008. Hai să vedem care a fost situația din 2008. Știre, din 20 octombrie 2008, Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a anunțat într-o declarație de presă că a avut loc un atac speculativ eșuat asupra aleului, Isărescu a dat detalii despre intervenția BNR, după care a avertizat băncile comerciale care vor ridica dobânzile în lei că își vor pierde clienții. Am mai vorbit și despre creditul în valută, spunând că nu se va simți bine. Isărescu a anunțat în 2008, imediat după incident, că leul a fost ținta unui atac eșuat BNR intervenind în piață printr-o injecție de 2 miliarde de lei. Asta s-a întâmplat în 2008, a fost o anchetă serioasă pentru a vedea dacă aceste bănci care au participat la acest atac speculativ s-au înțeles. Până la urmă, așa cum se întâmplă de obicei în cazurile astea, n am ajuns la o concluzie și cumva uh, să a cu buretele ce s-a întâmplat atunci. Nu o să pretind că înțeleg 100% ce s-a întâmplat, dar Mugurii Sărescu sigur a înțeles în momentul respectiv și de-aia a ieșit public. Chiar a specificat în timpul declarațiilor de atunci că nu ar fi menționat acest. n-ar fi vorbit despre lucrul ăsta dacă nu era vorba despre un atac serios, un atac speculativ. G4 Media vorbește despre ce s-a întâmplat acolo uh, între Iohannis și Orban, pentru că prima variantă a președintului se pare, ar fi fost într-adevăr Nicolae Ciucă, iar varianta Florin Câțu e o variantă de compromis. Orban s-a întâlnit cu președintele Claus Iohannis a povestit cum au ales, screen pe o foaie numele propunerii pentru funcția de premier și că s-ar fi potrivit propunerea propunerea sa și propunerea președintelui. Amândoi îl vreau pe Florin Câțu pentru a doua oară. Evident a fost și reacția USR Plus, reacția UDMR care nu ar fi fost uh, confortabil cu un premier uh, din armată. Astea sunt declarațiile pe care le-au făcut cei doi, Orban și Câțu, în momentul în care Florin Câțu a fost anunțat drept propunerea PNL pentru funcția de premier. Cu o singură abținere, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin. Câțu. Am stabilit partenerii posibil cu care negociem formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea guvernului. este vorba despre USR+, despre UDMR, de asemenea, vom purta discuții și negocieri și cu grupul minorităților din Camera Deputaților. Am decis formarea unei echipe de negociere care să fie condusă de președintele partidului, alături de primul ministru pe care l-am propus, care să negocieze programul de guvernare, formula de guvern și, evident, vom avea discuții legate și de parlament. Nu-l compar pe Florin Câțu cu Viorica Dăncilă, dar e interesant cum la această declarație de presă Orban, șeful partidului, vorbește foarte mult, iar domnul Câțu stă și ascultă. O să vorbească și el la un moment dat, o să zică vreo două propoziții. Este, pentru mine este o onoare această nominalizare și, bineînțeles, în perioada următoare, obiectivul principal este să formăm această majoritate parlamentară pentru a avea cât mai repede un guvern votat și, bineînțeles, să ponim, pentru că este nevoie de un guvern cât mai repede. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor mei, și, bineînțeles, ne vom vedea zilele următoare când vor începe uh, discuțiile pe majoritatea parlamentară. A fost propunerea președintelui. Ca fiecare Gat, să. Cât scrie, -a plecat, nu? Separat, fără să vedem unul uh, ce scrie celălalt, propunerea de premier. Și am scris același nume. Nu este ce romantic. Au scris pe hârtie fiecare numele viitorului premier și s-a potrivit. A match made in heaven. Florin Câțu. Da, Florin Cățu este propunerea PNL, l-am văzut, a vorbit puțin, l-a lăsat pe Orban să vorbească mai mult. Hai să ne aducem aminte ce spunea Florin Cățu, propunerea PNL pentru funcția de premier despre prioritățile României, în urmă cu câțiva ani, cred că 2017. Oricum, n-a trecut foarte mult timp de la acel moment. Am mai vorbit despre asta. Ce spunea Florin Câțu despre priorități? Hai să-l ascultăm. Vreau să vă prezint puțin viziunea liberală, a, a, propria viziune liberală asupra economiei. Trebuie să avem curaj să spunem că este un moment ca sectorul privat să fie prioritatea zero în România și nu învățământul, nu sănătatea. Și asta să știți că este un lucru important, este un lucru pe care trebuie să-l facem. Deci nu, să rămân, Vreau... nu sănătatea, nu învățământul erau prioritatea pentru Florin Cîțu? Mediu privat. Acesta este omul pe care PNL a hotărât să-l propună pentru funcția de premier. Omul care spune că sănătatea și educația nu mai trebuie să fie prioritare, trebuie să ne concentrăm pe mediul privat. Dacă se poate, hai să privatizăm și sănătatea și educația și atunci, Florin Câțu, cred că ar fi în al nouălea cer. Extrem de fericit. Ar simți că, într-adevăr, și-a pus amprenta pe istoria României și a făcut ceea ce... Visează el, probabil, în cele mai uh, fierbinți fantezii de dreapta, ale sale. Asta spunea Florin Câțu. În acest moment, asta e propunerea PNL. Când sănătatea și educația ar trebui să fie mai mult decât oricând în timpul, în ultimii 10 ani, ar trebui să fie o prioritate. Sănătatea și educația. Educația pentru că avem școli închise din cauza crizei sanitare, iar apoi sănătatea cred că e evident de ce ar trebui să fie prioritatea numărul 1. Poate că între timp și-a schimbat viziunea și felul în care abordează aceste probleme. Hai să-i dăm o șansă, dar trebuie să știm, asta nu înseamnă că un om nu se poate schimba, dar trebuie să ne arate într-adevăr că și-a schimbat viziunea asupra guvernării și asupra priorităților pe care ar trebui să le aibă un premier aflat în fruntea României. Hai să-l vedem că are într-adevăr priorități clar stabilite și că printre aceste priorități, pe primele două poziții să fie în mod clar sănătatea și educația. E, cred eu, una dintre cele mai nepotrivite alegeri în acest moment pentru România. Sigur, avem și criza economică. Florin Câțu, din tot ce putem vedea, eu expert în economie, dar doar pentru că cineva e foarte priceput în ceea ce face, nu înseamnă că intențiile pe care le are se potrivesc cu prioritățile societății în general. Adică cineva poate să fie un expert și un geniu în domeniul lui, dar e important să vezi, să vezi care sunt prioritățile. Ce plănuiește să facă, cum vede el economia, finanțele publice în această perioadă de criză, care vede el că ar fi soluțiile pe care ar trebui să le aplicăm? Măsuri de austeritate? Astea vor fi soluțiile? În acest caz, Aur va fi, dacă nu prima forță politică în România peste patru ani, va fi cu siguranță a doua. Nu că cei din Aur n-ar împărtăși multe dintre ideile acestea fundamentaliste. Pe care le prezintă câțiva aici, le împărtășesc, dar au un alt discurs prin care distrag atenția de la situația economică și vorbesc despre tot felul de probleme culturale și uh, atacă tot felul de grupuri marginalizate ca să distragă atenția de la problemele reale. Bun, ăsta e Florin Câțu. Hai să mai dăm încă o șansă să vedem care o să spună că îi sunt prioritățile în perioada următoare, dacă va fi până la urmă confirmat. Știm că a mai trecut printr-un episod de genul ăsta în februarie când a fost anunțat și s-a retras cu puțin timp înainte, înaintea votului. Ce spunea Dan Barna despre Florin Câțu și despre felul în care PNL a decis să se comporte în acel moment? Hai să ascultăm o înregistrare cu Dan Barna din februarie de la începutul anului. Disperată de riscul coronavirus, iar Parlamentul României, președintele Iohannis și PNL au arătat astăzi că preocuparea este tot acest joc meschin și ridicol politicianist de a muta poziții și de a-și asigura niște voturi potențiale. Este ceva rușinos ceea ce s-a întâmplat astăzi și este ceva ce ne lasă un gust foarte amar legat de cât de solidari și responsabil putem fi în fața acestei crize, în condițiile în care astăzi toată România se uita la noi. Aceasta este poziția și a mea personală și a Alianței USR Plus, pentru că este un mesaj de care România are cu adevărat nevoie. Nu toată clasa politică este în acest blat ordinar pe care tocmai l-am văzut astăzi. de ne spune? Dacă... Alianța USR Plus are propuneri de premier, am spus-o de fiecare dată și la consultările anterioare, este propunerea de premier Dacian Cioloș. Vom face tot ce depinde de noi în zile următoare pentru a ieși din această criză în care vechea clasă politică insistă să țină România, insistă cu irresponsabilitate în acest moment. Ce trebuie să se întâmple pentru a deveni oameni politici responsabili? Vine o molimă peste România și în continuare facem aceste jocuri de mișto pe care le-am văzut un premier desemnat care avea votul în Parlament, cu câteva minute se duce și își depune mandatul. Suntem, n am nicio îndoială, din nou pe burtierile Europei. Alternativa unui guvern democrat nu este luat într calcul, ținând în cont că de -a -a, da, că asta de spunea mult... Dan Barna despre acel moment de la începutul anului, acea glumă a PNL-ului cu Florin Câțu în fruntea guvernului. Acum avem un Florin Câțu 2.0, se va ajunge la confirmare în Parlament. Greu de spus în acest moment, pentru că am văzut multe teorii despre această numire, cum că de fapt sunt două variante, ar fi două variante. Fie e un alt joc al președintelui împreună cu Orban și își bat joc de cât să fie, își bat joc de România. Nu știu dacă ăsta e jocul pe care îl încearcă acum. Din ce am văzut din primele semne de la USR Plus, se pare că în acest moment și au schimbat cumva atitudinea și păreau deschiși acestei idei, chiar dacă au spus că ei la negocieri vor merge cu propunerea lor Dacian Cioloș.